Comunitatea tinerilor basarabeni din Constanța a realizat un spot video prin care îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să meargă la vot pe 1 noiembrie la alegerile prezidențiale. Tinerii și-au intitulat apelul Scrisoare către diasporă. În mesajul video ei recunosc că sunt dezamăgiți de situația politică din Republica Moldova, dar sunt sigur că schimbarea poate veni de la fiecare dintre noi. Noi nu mai schimbăm nimic. Am obosit să fiu mințit. Eu nu mă duc la vot că-s numai corupția acolo. Oricum nu mai venim acasă. De mici am fost crescuți cu dragoste pentru patrie. Acum s-a cam uitat. Cu toții am plecat cu gândul că neapărat ne vom întoarce. Astăzi am renunțat. Am schimbat meleagurile pe bănuți de dor. Simțim cum ne-am uitat țara. Și ea ne-a uitat pe noi. Dar nu știm că dragostea învinge și că poveștile au fost scrise să fie adevărate. Noi credem că se mai poate face ceva, dar schimbările pornesc de la oameni. Noi vrem să fim siguri că familiile noastre își permit un trai decent și că am contribuit la asta. Noi am vrea să ne creștem copiii unde am crescut și noi. Eu vreau să creștem împreună, ca o societate. Noi ne vedem viitorul acasă. Suntem responsabili și ne pasă. De aceea mergem la vot. Eu optez pentru transparență, dreptate și democrație. Eu sunt poporul. Eu sunt alegerea. Eu sunt viitorul. Noi mergem la vot cu o speranță. Tu ne mai dai o șansă?